Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Revenim pe banda rulantă în cel mai tensionant moment al fiecarei confruntări, întoarcerea farfuriilor pe bandă. Pe masă au fost numai puțin de 9 culori în diferite combinații vizuale și de savoare. Să vedem ce culoare are concluzia degustătorilor serii. Azi suntem acolo. E important să câștigăm și noi, că n-am mai nimic mai țin. Știți că miercuri e ziua noastră, șef. Așa ar trebui. De echipa noastră, dacă a câștigat într-o zi, a fost miercurea. Deci azi, sincer, chiar cred că avem șanse. Mă rog, apa aia pe acolo, că am stricat toată mașina. A trebuit să fie albastru. Și orezul, aici e nasol, că am avut de gândit cu albastru. Și orezul mai trebuia un fiert, cred că, 10 minute. Ați gustat, șef, din nou? Da, nasol, dar nu-i rău. La noi? Cum așa? Mizeria de cărbune. De? Crăpunele ăla nu e foarte prietenos. Te sufla pe cu balonul și mamă, zic, Doamne! Păi ne bucurăm când e rost, da? Ca de fiecare dată pornești emoțiile odată cu banda. Banda asta mă ia spondiloză. E cel mai interesant moment, dar cel mai nasol pentru noi, pentru că cel puțin eu am niște emoții de mă c*** pe mine. Deci, pe bune, când începe asta, până ieșim, eu am un gol în stomac. Ce-o fi, o fi azi. Hai. Hai cu rozul. Hai să vedem dacă intră și nouă farfurie. Hai, mă, deci, poate nu intră și nouă, nu ne-a mai intrat o argintie prima, dar nu mai știu cum să ne mă bucur, dar mă bucur tare, rog. A zis bine, șantieriști. Nu știu dacă mă mai duce inima. N-am mai văzut prima farfurie, dar nu mai țin minte. Dumnezeu s-a plecat spre echipa mea, care a trecut prin foarte multe lupte și a fost înfrântă de fiecare dată. Dă trei battle-uri, șef. Vă zic eu clar, de când ați mai văzut prima farfurie. Da, șef, că ne-a purtat. Da, cu și o cască argintie, poate am noroc. Ce faci, șef? Și-a pus o cască, ce cu șef? Mi-a pus cască argintie, poate am și eu noroc. Și cred că vrea să fie și el argintiu. Cred să mai întâmplă să mai ia buza mea de greșeală. Bă, dacă ai pus argintie, haide, haide, sper să mai intre argintii. Argintie, argintie, argintie. Bine! Bă, da! Haide! Haide! Bun, doamne, ești acolo, ai pus ochii pe mine, zic azi. Place. Lasă-mă să bucure ei. Alu Scărlătescu, n-ai cum, frate, aurii, uite așa stea. Amândoi, nu vă bucurați? Bucurați-vă la început, că sfârșitul e prost. Păi eu n-am văzut multe mașini astea trabant albastru în viața mea. Erau două. Albastre două erau. Atât. Erau și două roz. Da, le-am văzut aia și pe alea. Roz am văzut-o la tine. Da. Aia roz, Pink Panther, frumos, da. Doamne, ești, să las doi. Ai de cap, niciodată n-am avut una după alta. Am avut două farfurii noi, singuri pe tabelă. Nu mi-aduc aminte. Păi, am speranță. Hai să câștigăm, dacă totuși o vin două. Să poate, nu? 2-2 și luăm noi 7. Mamă, fii, lăsă mine. 7-le ăsta e norocos. Deci dacă mai apare una la argintiu, e nasol. Hai, cu rozul. Argintiu. Hai cu argintiu. Două erau roz. Măcar roz, să intre roz. Haide, haide, fetița mea, haide. Așa, vorbește cu banda frumos, Gigi. Eu am un ghidezi, la așa, da, da. Hai, fetița mea. Argentiu, Paco! A crescut inima în mine! Wow. Da, mă, da, trei farfurii, hai că ne ducem unde vrem noi, gata, îmi place rău de tot, e bine. Gigi, zine și nou cum se numește preparatul. Exact! Bă, și noi, da, aia ne-am cineva trebuie să care și pianul, mă, artiștilor, stați cu mine. Lasă că ești tu bucătar, mă. Manciu, uite televizorul acela, vezi? Auzi, mă, Gigi! Gigi! N-aud că mă uit la scor. Stai puțin, dacă noi nu luăm la zero, să ne spui și nouă cum e, frate. Am și uitat, bro. Gigi! Nu Gigi, auzi de ce nimic. Nu ești fair play? Că noi n-am vrut să ieri de farfuria ta. Doar amatorii. Dar nu, nu, eu nu de farfuria ta. Dar de tine, mă, poți să o iei și personal. N-am cum să iau personal, venind de la el. Eu cu Gigi suntem două personaje care se tot înțeapă. Noi ne iubim, de fapt. Dar ne mai aducăm calde așa unul altuia să vedem care cum rezistă mai bine la stres. Hai, Doamne, dă-i să intre farfuria. Dă-i, Doamne, să intre farfuria. Trei bonte, mă. Bă, măcar una am doresc. Una trebuie să fie. Da, da, nu, că să fie alea două ruze.
Eu da, hai să zicem, o farfurie mi-aș dori în ideea în care să nu stric statistica, știi? Că aia contează pentru mine foarte tare. La ce, nu știu, dar contează acolo. Haide-mă, haide-mă. Deci dacă mai intră una de la ăștia, să-l vedeți pe Gigi. Da, vreau să-i oftii pe toți, vreau să-i disperb. Să vină argintiu! Să-i oftii rodător, nu mai poți să-și bagi unghiile în gât. Noi. Mamă, că noi suntem, bine. Nu se vede, bă. Nu se vede, nu. Bă, nici nu știu să vă bucurați, mă, să mă. Suntem în cărți. E bine, am depășit momentul de zero. Era prea frumos să intre și a patra. Era prea frumos să intre și a patra. Am avea și noi una. Cu cine vreți la duel? Ce? Cu cine ați vrea la duel? Nu contest, cu oricine. Oricum îi bate. Îi bate pe tot. Mi se rupe, mi se îmbate. Așa, pleacă de la mine. Na, batit-o din asta. Nu, șef! Nu, să știi că nu suntem toți de acord. Bă, nu vreau să vă supărați pe mine, dar eu cu șantieriștii mei astăzi n-am nicio șansă. O să-l întreb și eu pe Cătălin, o să-l întreb și pe Sorin, bă, cum e să ții la zero, că vreau și să știu. Haide-mă. Dă-mi, Doamne, să-i oftic pe toți, dă-mi, Doamne, să câștig, Doamne. Trebuie să câștigăm ca să nu-i oftic pe toți, Doamne. Dă-mi, Doamne, bărbosul meu, să sară în aer. Aveți grijă ce gătiți. Aveți grijă ce gătiți. A, nu vreau la duel. Să nu vină galbă, nu la patronantă, că nebunesc. Zic, Doamne, Doamne, ești acolo, da, uită-te și la noi, Gigi mângâia bani, da? Vrăjeală, știi, vrăjeală dulce, poate cine știe. Mamă, ce mi-a plăcea să fie iara noastră. Nu, 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 nu. Iar nu să vă fie! Calma-te, calma-te, Pero, calma-te! Băi, ești nebun, i-am rupt. Băi, rupem pe genunchi. Îi rupem pe genunchi. Mamă, n-am mai văzut așa. Tu mi-i trezi cu nicio farfurie. Și ai mei sunt... Ei, suntem salahări. Toate farfurii. Chiar așa de bun a fost peștele de la Cernobâl? Doamne, ce frumos să vede acolo scorul așa. N-am condus niciodată la ăsta așa? N-am condus niciodată patru. Deci pe mine îmi doresc stomacul. Mi simțeam că am un gol în stomac. Înger, îngerașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu. Eu sunt mic, tu famă mare. Eu sunt slab, famă tare. Vorbește cu banda, Gigi. Vorbește, Gigi, cu banda, Gigi. Ți-aș gura ta de bandă. Cine-i fată frumoasă? Cine-i banda mea frumoasă? Uite ce tendă de gri ai. Niciodată, pe bune, niciodată n-am condus halul ăsta. Patru farfurii noi, zero, cei de la roz și aurii una. Stați, bă, cu minți, că e jale. Cred că se scrie istoria astăzi. Brigita, singurul concurent din istoria Șef la cuțit în 10 sezoane, a luat-o la zero cu două echipe consecutiv. Vai. Nu cred că s-a întâmplat vreodată așa ceva. Fata, mai mergi pe la biserică. Două echipe diferite, tu și eu se muri. Mă rog, i-am spus că sper că nu crede că am venit eu cu ghinione de acolo, că nu se transmite așa ca un virus. Și a zis, cum adică să nu se transmită? Că, de fapt, karma vine odată cu omul și se uita la mine așa. Nu am adus eu ghinionul, șef. Ba, nu, da. Nu e adevărat. Luați-le, mă, tensiunea la ăștia, că se face. Lasă-mă să calmeze și ei săraci. Aurie. A, mă, nu mai păcăli, mă, lumea, că și așa nu vedem nimic. Bă, ce dracu, băi, băi, Gabi, îmi stă inima. Nu cred. Nu-mi place asta, nu vreau, nu așa. Șef, a intrat prima, terminăm cu ultima. Cum, mă, niciuna, mă, ce dracu, chiar așa nașpa. Noi nu mai speram, măcar una, o una, să nu ne facem de rușine azi. Mai sunt cinci. N-am furat la zero. Păi dacă mai intră încă două, trei de la Dumitrescu, ce facem? Deci calculăm să nu intre nimic la șef Florin. Dar nici asta nu cred. Sincer, farfuria nu prea arăta de zero. Asta dacă e! Cred că mai e bine când am întrebat desert sau carne, trebuia să ridicați mâna la desert. Porc, șantiriștii mei, porc, porc! Ok. Nu vă dați seama că poate să întâmple orice acum? Da, orice. Sper să fie orice la noi. Băi, nu cred, mă, că aveam și rața nouă, nefartă noroc. N-are cum. Zic, nu-i de vină, nu-mi place absolut deloc. Bine, mă. Bani, scria noastră, mă. Ca să poată să-l vei acum. Bine, mă, eu am emoții și mai mari, că abia le văd. Astăzi aveți arbitrii oficiali, echipa Roz este arbitru oficial între bătălia culorilor. Oricum noi nu o să luăm nicio farfurie, șef, măcar una. Poți să mai prind o țigare?
Ia o pauză de cafea. Dar te rog, Doamne, să nu fie zero, să nu fie zero. Cine are cam o primul? Pur. Uite ce ai făcut, uite ce ai făcut, toți. Porc, a spus porc, m-am bătut. Porc. Să nu fie egalitate. Mamă, ce groasă e asta. Ce se joacă, bă. Poate să fie egalitate. Poți câștigați voi, sunt patru. Câștigați voi azi. Zici? N-avem nicio șansă. Hai să se adeverească, vă rog. Să nu-l aud pe Gigi. Deci nu vreau să-l aud pe Gigi cu burtă. Băi, vreau pe Gigi. Mor aici. Merge banda asta la într-o veselie. Dacă nu merge, tac. Haide odată, haide. Ce e? Băi, n-ai cum să fie egal. Eu nu știu, n-ai cum. Eu chiar am speranțe să câștig astăzi. Hai, mă, să văd și nu face asta. Nu cred așa ceva, Dacă următoarea farfurie nu este argintie, suntem un pom și pom în aer. Și în patru oameni, mă, ești nebun. În acest moment este cazul să vă scoateți capul din așa. Scoateți-vă așa. Capul din și concentrați-vă pe ce aveți să facă. Corect, șef! Hai de viață, ne batem cu rozul asta. Stai, mă, că nu am un frazer. Cum să-i tradu? Încă suntem lucrăți. Ce să zic? Felicitări, prima oară în sezonul ăsta când o luați la zero. I-a stricat media lui Dumitrescu, că nu prea avea de aia. Media. Te pare rău. M-ați făcut de că... Da. Îmi pare rău. Dar, totuși, încă mai sper la o farfurie, să nu rămânem așa cu zero. Deci mi-e și frică să vă duceți la duel cu patru amăreți, așa. Păi fix la asta nu mă gândesc și eu. Hai, mă luat cu scărpinatul, va, picioarul. Deci să nu-l aud pe Gigi. Deci dacă nu-l aud pe Gigi că sare, înseamnă că e de bine. Mine m-a disperat, egalarea asta mi-a luat tot. Incredibil, bă, ne-au dat. Eu cred că Rața câștigă. Da, Rața câștigă. Doamne ferește. Și merge banda. Și eu, când n-am stare, nu mai așa fac pe acolo, nu mai așa fac. Când e de banda. Bine, mă! Bă, trebuiau patru rățuște, că uite, patru rățuște am zis. Am zis șapte. E și mai bun gustul victoriei, că știi că câștigi din cei mai puțini oameni. Le-am dovedit că ăștia care am rămas patru magice. Efectiv, îi suflăm lui Iisus în iesle, nu mai plecăm. Nu mai pot, mă duc la un duel, îmi va să afară. Nu mai mă duc nicăieri. Pur și simplu îmi vine să plâng. Deci îmi vine să plâng de nervi. N-am înțeles situația, n-am înțeles cum de greșim de fiecare dată. Spun că ar fi fost ușor să o câștigăm, dar nu e imposibil, pentru că am mai văzut tot felul de jurizări. Votul meu a mers la Auriu. Votul meu a mers, merge către farfuria Aurie. Eu cred că aici sosul a făcut diferența. Toate gusturile, toate sosurile au fost într-o armonie, într-o familie perfectă pentru ce am gustat eu acum. A fost un curcubeu și în farfurie și pe ceruri. Vreți, ce nu înțeleg eu? Avem 5 victorii ca echipă și suntem cei mai puțini. Eu cred că plusul nostru în seara asta a fost șef Cătălin, pentru că cred că a avut încredere maximă în noi. Nu știu de ce simt treaba asta. Dușul rece pe care l-a avut Cătălin ieri l-a făcut să se concentreze un pic mai mult, pentru că Cătălin trăiește în două scenarii diferite. Cătălin trăiește ori în extazul suprem, unde toată lumea e a lui și noi suntem niște sclavi cu plantație în jurul lui care muncim aici doar ca să-l facem să arate el bine. Sau trăiește într-o tristețe supremă dusă la extrem, pur adolescentin. Cătălin, după ce trece de la una, ajunge la faza 2, ajunge să fie Cătălin Scălătescu cerebral. Și de aici începe el, Cătălin Scălătescu, să fie om. Nu mai fie nici adolescentul emoist care vrea să-și taie venele că nu-l înțelege nimeni, nu mai e nici adolescentul copil de ban gata, răsfățatul suprem, care are senzația că îi se cuvine totul. Dar abia de astăzi, Cătălin o să fie Cătălin Scărlătescu așa cum e el de fapt. Vreau să câștig, bă. Vreau să câștig și pe 13, și pe 14, și pe să-i bată tot. M-am saturat eu de prueba. Da, și eu. Nu mai suport, mă, dar nu putem o dată, mă, să tăși liniștiți, bă, nu putem. Ești ok? Da. Orice ar fi, da?
Da, șef, da. Păi ia uite și eu aici, eu vreau să vorbesc ceva cu tine. Am ținut neapărat să-i spun ce i-am spus. Tu trebuie să-ți setezi următorul obiectiv, să nu mai ajungi la duel, punct. Bagă-ți în cap chestia asta și o să fie bine. Hai să nu ne ascundem după deget. Spre deosebire de mulți alți concurenți pe care noi am avut la individuale în toate sezoanele astea, băi, agătește, le nimerește bine de tot. Motiv pentru care am și vrut-o la mine în echipă. Eu înțeleg că tu te bucuri când ajungi la duel. Știi, adică, că e firesc să te bucuri, că te vede lumea, că gătești bine. Singura chestie e că dacă ajungem la duel, pleacă oameni din jurul tău. Pentru că individuala îți rărește echipa. Neavând echipă, nu poți să ajungi în semifinală. Indiferent cât de bun ești. Dacă vrei să ajungi în semifinală, lasă duelurile deoparte și concentrează-te pe battle-uri. Ok. Mai vii îmbrăcată da. Roz, că e a doua în care ai venit îmbrăcată pentru roz. Noi, dacă gata. Te mai prind îmbrăcată în roz. Gira, n-am eu permis, dar am ghicit volan. Da. Nu trageți în mesager. Felicitări, Maliciu, vecinile Cătălin. Mulțumim, mulțumim. Dragilor. De ce nu ne fericiți pe noi că e primul battle la zero? Ăștia l-alți au experiența amândoi. Se pare că era carnea foarte tare. Știm, știu, eu știu. Și desertul prea dulce. Știu, știm. Știu, știu că am avut cea mai nasoală farfurie pe masă. Sunt, uite, sunt primul care zice, meritam să pierd astăzi la zero. Pare rău. Mie nu-mi pare rău. Nu, că ne-am făcut-o cu mâna noastră. Noi. Mie nu-mi pare rău, frate. V-au ieșit culorile, mie de asta. Da. Îmi pare rău că v-au ieșit de culori ne-am ținut. Da. Am fost singurii care s-au ținut exact, exact. A, ce vrei, mă, să spui că noi n-am fost în culori? N-am zis asta, am zis că am fost cei mai apropiați, mă, de hârtie. Ne-am purtat noroc. N-ai zis că nu te-ai ținut. N-am ce roșu m-am avut noi în parcurs? Că eram pe hârtie. Ce vorbești, măi, Mădălina? Ce roșu am avut? Taci, mă, de gut, taci! N-a zis, băi, nimeni că e ăla a fost el cu farfurie, n-am comentat nimic, n-am zis nimic. Am zis că am fost cel mai apropiat cu hârtia. Cu Sorina au votat pescarii. Pescarii, nu? Și cu noi au votat pescară. Ce să faci? E greu să gătești cu albastru mâncare comestibilă cu albastru. De unde albastru mâncare comestibilă? Nu știu. Ce să vezi? Și dacă spun că am echipa la duel, tot pleonas. Deci suntem unde ne place să fim. Cătălin? Da? Pentru doar voi cinci să știți că este foarte multă bere acolo. Hai să vă prind cu trabantul. Asta schimbătorul e la volan, nu e la... Nu știu, mă, cum să spun. E la volan schimbătorul la trabant. Sunteți astăzi de puțin încât din căpeți și într-un trabant. Băi, haideți, mă, cu trabantul. Dumitrescu a gătit ca un trabant. Foarte important, în continuare, vă zic același lucru. Da, șef? Nu-mi place să înrăcesc gura degeaba. Cine vrea să plece acasă, să plece acasă. Cine vrea să meargă în battle următor, să meargă în battle următor. Da, șef. Foarte important, nu greșiți. Și am zis, ok, asta am să fac. Adică o să-mi dezlănțui Martha Stewart din interior și o să fac ceva singur. Nu dați mâncare stricată afară, mâncarea comestibilă, mâncarea senzațională. Dacă te spune să gătești sărat, băi, fata, te măriți anul ăsta? Da. Cum te măriți dacă tu te sperii de mâncare sărată? Omului tău nu-i gătești și tu, mare de foame. Asta e semn că trebuie să plec. Mi-a venit trabantul. Hai, aveți grijă okay, când gătiți, da? Ne întoarcem. Hai, întoarceți-vă. Haide, ne-am descurcat bine. Am avut greu, credeți-mă că a fost foarte complicat azi. Băi, da, sunt atât de supărat. Dar de ce numai noi pierdem? Ce se întâmplă? Deci chestia asta mă ucide, mă mănâncă rodul tot. Hai, la un rost. Hai, șantierul! 3, 2, 1 și... Război! Hai! Sunteți ca mulți, așa mi se pare mie. Faptul că am luat-o la zero, da, mă motivează în proba individuală. Sunt mai pregătit ca oricând. Gigi! Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.